Consiliul Județean Buzău a demarat procedurile pentru accesarea unui proiect cu fonduri europene ce urmează a fi implementat în localitatea Râmnicelu. Astfel, 6 milioane de euro vor fi investiți pentru ajutorarea cetățenilor de etnie romă să se integreze în societate, să își găsească un loc de muncă, ori să își demareze o afacere. Vizează cetățeni din categorii defavorizate, punctual, pentru că este vorba despre comuna Râmnicelu, da, este vorba despre comunitatea romă, știți că ei sunt acolo într-un număr destul de mare, sunt într-un număr mai mult de 20% decât populația majoritară, știți că această populație are probleme din punct de vedere al integrării, să spunem, și de ce nu probleme sociale. Cei 6 milioane de euro vor fi investiți în infrastructura electrică și rutieră, dar și în educație și în viitorul tinerilor. Acest program în valoare de 6 milioane de euro practic vine în sprijinul acestei comunități de a avea practic condiții decente de viață. De ce vorbesc acest lucru? Că în acest proiect sunt cuprinsă și rezolvarea unor probleme ale infrastructurii rutiere, mă refer asfaltarea de străzi din cartierul respectiv. Dacă vorbesc despre infrastructură, este vorba și de infrastructura electrică. Sunt anumite case, de fapt oameni, care încă nu au energie electrică. Primăria nu are fondurile necesare. Cum să vă explic eu, și birocrația este destul de stufoasă, deși aceste comunități și case vor fi legate la energie electrică. Copiii vor primi, să zicem, o educație adecvată, pentru că suntem parteneri și cu școala din comunitate. Vor fi încurajați să meargă la școală, vor fi încurajați cei care sunt trecuți de 18 ani să-și construiască o afacere. Consiliul Județean Buzău a implementat în ultimul an mai multe proiecte pe fonduri europene, atât pe latură socială, cât și pe infrastructură și cultură.